că era să mor. Aici m-am născut și am crescut. Aici, asta numesc eu casă. Și asta mi-e Biblia. Pe vremuri era o medie de 10-20 de concursuri pe an, ceva de genul ăsta. Dintre care 3-4 erau chiar mari, uite, de exemplu Street Heroes. Era unul dintre cele mai mari concursuri. La penultimele ediții am luat locul 2, la ultima locul 1, după care nu s-a mai făcut. În ultimul timp nu mai sunt. Okay. Din cauza contextului actual. Dar cât a fost foarte frumos, primii foarte mari și multă expunere. Iarăși, n-am mai văzut la un concurs atât de mulți oameni cât erau la Street Hero, sincer. Partea bună e că dacă ai vreodată problemă cu meniscul sau ceva de genul ăsta la genunchi, am cel mai bun doctor posibil. Fie probat, fie ce trebuie. Ne repară pe toți. Când ne rupem biile, el ne repară. Zici-ne că tot ești cu bicla. Cum faci să nu cad de spate sau ceva gen, multă viteză. Și nu mă duc strâmb. Și oricum și dacă o să iei să cazi înapoi, crede-mă, nu e așa de mare problemă. E doar un metru și ceva. Du-te cu încredere, pedalează, stai pe bike și o să fie bine. Am avut un context din fericire în care am avut pe cine să admir. Eram la Street Heroes, era acolo concurs și erau invitați niște rider unguri și făcea oamenii să dădeau cum nu credeam că e posibil, efectiv. Eu nu văzusem nici pe net chestiile alea încă. Nu, auzisem doar de conceptul de BMX și de dat peste cap, dar nu știam că oamenii chiar fac asta. Și s-a terminat în vara aia. Următorul pas a fost că mi-am cumpărat un BMX, 10-11 ani. Deja mă dădusem, deja știam ce e la skatepark. Mă dădusem pe role, mă dădusem pe skateboard și BMX-ul încă nu exista în skatepark Herăstrău, aici unde mă dau eu acum în fiecare zi. Bicicletele nici nu aveau voie să intre. Era doar pentru skateboard și role. Nu aveai voie cu bicicleta. Da, pe politica era corectă, că la momentul respectiv nu se punea problema de tricuri cu BMX-uri și chestii de genul ăsta. Erau efectiv doar bicicliști care probabil intrau și încurcau. Adică la nivel de politică nu era ceva în neregulă. Doar nu exista efectiv BMX-ul. Efect, da, am prins istoria de la începutul ei, din punctul în care erai dat afară din skatepark că ai bicicletă, până în punctul în care dai tu afară, e cumva pe dos. Thank you.